Chiar dacă din punct de vedere calendaristic suntem încă în plină iarnă, mulți sunt deja cu gândul la vară și la cel mai tare festival muzical de pe plajă, Never See. Eddy Kereji, organizatorul festivalului, este acum aici cu noutăți despre artiștii care vor urca în iulie pe scena de la Constanța și vreau să-l întreb dacă ținuta mea e potrivită pentru Never See. Băi, Iulica, tu ai auzit că vine omul care se ocupă de Never See, de Untold, și a început să mixezi piesele între ele. Adică de obicei intra o piesă, acum ați mixate, bam, bam. Ținuta ta, în schimb, este perfectă pentru festival. Never See. Fie că e vară, fie că e iarnă, fie că e Never See, fie că e Untold. Merge. Ești colorat, ești... Asta ești e, vesel. Exact. Plin de viață, exact cum e și festivalul Never See. Haide să luăm un loc și povestește-ne. Mă rog, ia un loc tu aici. Aici între cărți, nu? A fost un joc aici, am nebun. Am văzut. A fost un joc nebun, s-a întâmplat o întreagă nebunie. Să știi, Edi. Povestește-mi, te rog, din toată inima, ce se întâmplă la Never See în iulie, pentru că deja au început să apară primii artiști care vin. M-am încălzit un pic. Da, da, îmi dau seama. Deci în loc are în iulie, da? Între iulie, 3 și 5 iulie? 2-5 iulie. 2-5 iulie. 2-3-4-5 iulie. Mamă! Noi avem emisiune atunci? Mergem la Never See, mă, lasă! Mă, ca Nicolaina. Sâmbătă și duminică să vă luați liber. Să păi da, sâmbătă și duminică venim toată echipa, iar Nicolaina o să fie trimisul nostru special pentru a face materiale senzaționale. A fost și anul trecut și a venit după 2 săptămâni la muncă. Mi-a zis că a fost mult de muncă acolo. Ai zis că a durat 2 săptămâni festivalul. Da, așa s-a întâmplat. Deci, spune-ne ce se întâmplă la Never See, despre ce e vorba. Păi anunțăm primii artiști care vin acolo în vară, da. Primii de fapt dintr-un șir lung de artiști. Care deci nu sunt toți cei care au apărut acum. Doar primii 15 și... În total câți o să fie? Cam 200 de artiști. 200 de artiști? 200 de artiști din țară, din străinătate, unii care vin în premieră. Și dacă tu vorbim de premiere, voi i-a spus acolo pe Black Eyed Peas, exact. Dar... Poate cel mai așteptat artist, nu doar în România, și în Europa, în această vară, va fi rapperul Tyga. Exact, Tyga, oameni buni, rapperul care a cucerit și cele mai frumoase prezențe feminine, așa exact. Că ce o să fie la Never See, rămâne la Never See. Domnișoarele sunt pregătite pentru... Da? Vara. Așa? Cine mai vine? Deci, Black Eyed Peas, Tygo... Da, și bineînțeles, Dimitri Vegas și Like Mike, cei care au făcut furoarea de zile la Cluj și care și-au dorit să ajungă în România și la Constanța. Și de asemenea, fanii ne-au întrebat în fiecare an când vin băieții și la Constanța, la Never See, de ce doar la Cluj? Iată că ei ajung în această vară și la Constanța. Și vin de pe platourile de filmare, pentru cei care ați urmărit, ați văzut că... Au fost aproape de a intra într-un film care acum e rulat în cinematografe, în Bad Boys 3. Mm-hmm. Super dar tare. Le-a lipsit o viză ca să ajungă la filmare. Dar cu siguranță băieții o să aibă povești de povestit. Deci o să fie la Never See. La Never See, da. Vara asta, între 2 și 5 iulie, cel mai mare festival organizat pe plajă. Pe plajă, în România, pentru că cel mai mare din România este la... Fratesu. Cluj, Fratesu exact. Al mare, Antoldu. Antoldu la Cluj în august, iar în iulie, Never See-ul, 2-5 iulie, la Never See, oameni buni, se întâmplă toată nebunia asta pe plajă. Vreau să te întreb, mai vine, cum îl chema, mă, pe italianul ăla de apus, cum? Ganaci, de apus ceva piese românești. Da, a pus piese românești. Dacă... Sau i s-a luat viza? Nu. Noi nu avem niciun fel de problemă cu el. Chiar a fost momentul simpatic și apreciat, da, adică... Până la urmă s-a văzut reacția publicului. Dacă oamenii au gustat momentul, actul artistic în sine... Dar controversele astea ajută sau pot să distrugă un festival? Nu, n-au cum să distrugă un festival. Din contră, o știi și bine că orice PR, de orice fel, de orice știre ajută. Dar până la urmă eu cred că reacția noastră a fost cea care a temperat oarecum reacțiile oamenilor. Dacă noi am avut niciun fel de reacție în care să ne panicăm sau să arătăm cu degetul, ne-am spus foarte clar de momentul ăla că e un act artistic, el poate să pune ce vrea. Și care are libertatea să fie exact. Pe scenă acolo. Plus exact că cum oamenii îl știu pe Salvatore Ganace, el este sărit de pe fix, la propriu a sărit de pe scenă și s-a dus la pupitru tehnic să-și ca apă. Să-și ia o apă. Da. În condițiile în care el are un bar lângă el acolo,
lângă pupitrul lui. Da, asta e stilul lui. E parte din farmecul lui și apoi trebuie să ne gândim că a fost bine consiliat. De cine a fost consiliat? Fiindcă a devenit știre în toată lumea. Exact, și el și-a pus întrebarea cu siguranță. Ok, eu mă duc acolo la Neversea, mă duc în România, am ocazia să fiu la un festival mare, cum este în evidență? Armin pune muzică 8 ore, Steve Aoki aruncă cu torturi. Eu ce o să fac ca să rămân în mintea oamenilor? Și uite că a rămas. Cineva i-a spus, uite, pune o manea. Da. Neversea, oameni buni, cel mai mare festival de pe plajă, 2-5 iulie la mare. Și știi ce vreau să te mai întreb? Cu cât timp vă pregătiți voi înainte pentru un asemenea festival? De la un an la celălalt. Deci când nici nu s-a terminat unul, începe celălalt. Din septembrie-octombrie deja ne pregătim pentru anul următor. Superb. Multă muncă, câte scene anul ăsta? La Neversea vom avea 7 scene. 7 scene și la Untold 10. Așadar, oameni buni, trebuie să vă faceți rost de abonamente, de bilete la cel mai tare festival din România. Să vă cumpărați abonamente, să nu vă faceți rost, să faceți rost, adică să intrați pe site-uri, să cumpărați la modul ăsta. Da, la noi e permanent discuția asta în vă industrie. Vă sună lumea, dați mie două, trei invitații. Da, asta e. În perioada respectivă, cel mai greu cuvânt e ăsta. Invitații, avem. Neversea, 2-5 iulie, oameni buni, la Constanța se întâmplă cel mai mare festival pe plajă. Știi ce vreau să te întreb? Că tu ești foarte tare cu festivalul, cu Neversea, cu Untold. Ne-a dus și nouă un DJ de ăsta, un artist mare, tare, șmecher, așa, un taiga, un ceva, unul să vină să stea pe canapea, facem cu el cu sosurile, cu jucăm cărți pe îmbrăcate, pe dezbrăcate. Am putea încerca, nici n-ar fi o idee rea să... Și eu zic la fel, adică n-am avut noi emisiune când îl aducea pe Robbie Williams, țineți minte exact. Că a fost la Cluj Robbie Williams. Dar cine știe, poate... Ne uităm cine va fi joi și vineri în program și... Perfect. Îl trecem pe aici, pe canapea. Perfect, mulțumim mult de tot!